România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. După 2 ani de opoziție, PSD se pregătește să se întoarcă la guvernare. Mai mult, se întoarce din poziția de principal partid al coaliției cu PNL, chiar dacă funcția de premier va aparține lui Nicolae Ciucă. Modul în care PSD a manevrat această criză guvernamentală, dar și negocierile coaliției, arată o capacitate politică sporită a acestei formațiuni în fața restului partidelor. Oamenii de acolo au învățat ceva în ultimii ani și cu siguranță ei nu mai trebuie subestimați sau luați în râs. Vreme de 6 ani, președintele Iohannis i-a desemnat drept principal adversar, pericol pentru democrație, dușman al României, vânzător al Ardealului, nu în ultimul rând, să ne uităm un pic prin declarații. Iată. PSD a demonstrat că nu este capabil să se schimbe. În ciuda încercărilor de a-și cosmetiza imaginea, rămâne aceeași formațiune retrogradă a baronilor roșii, tributară unui mod de a face politică pe care cetățenii nu-l mai tolerează și nu-l mai doresc. 24 noiembrie 2020. În aceeași dată zice domnul Iohannis, îndepărtarea PSD de la butoanele puterii poate să fie în sfârșit definitivă. Nu putem să continuăm sistemul care vedem acum că este falimentar, care a fost construit de PSD. Asta e din 3 noiembrie 2020. PSD, în ciuda încercărilor disperate, rămâne același partid nereformat și toxic. 12 octombrie 2020. De acest partid se roagă acum PNL să intre la guvernare. Ba mai mult, a fost încălecat de-a dreptul pierzând și capacitatea de a controla guvernul. Sigur că astăzi vom asista la una dintre cele mai mari întoarceri din politică. Lipsa de principii va îndepărta și mai mult oamenii de treabă de ce se întâmplă aici. Sau poate vom asista la un miracol. Cine știe. Dar dacă președintele și PNL sunt dispuși să uite, poate nu o facem noi. PSD este același partid care a pus pe butuci justiția din România, protejând infractori sub denumirea de apărare a drepturilor omului. Este partidul care 4 ani a modificat agenda României în favoarea clasei politice, explicându-ne atunci că procurorii nu ne lasă să ne dezvoltăm. Țineți minte. Un partid care a contestat Europa și valorile sale. Dar, în egală măsură, PSD este un partid cu o conducere nouă care și-a adaptat limbajul. A renunțat la notele naționaliste stridente, nu mai apasă coarda justiției și care are marea calitate de a-și proteja propriul electorat. A demonstrat că înțelege sistemul administrativ și pe cel politic din România și mai ales pare să spună că, domnule, fără noi nu se poate. Să fi învățat această nouă conducere a PSD că trebuie să fie altfel? Faptul că acolo se află oameni precum Vasile Dâncu sau Alexandru Rafila arată cu siguranță că pregătirea profesională a acestui partid a crescut. Nu mai sunt adunați de pe stradă ca în epoca Dragnea. Știți voi la ce mă refer. În realitate însă PSD va conduce România. Fără ei nu se va întâmpla mare lucru sau nu se va întâmpla nimic. De asta eu astăzi vă chem la dezbatere. 0372069599. Îl repet, 0372069599. Ce înseamnă pentru voi întoarcerea PSD la guvernare alături de PNL? Care este cel mai rău lucru care se poate întâmpla? De fapt, ce vă sperie? Și cel mai bun lucru care se poate întâmpla sau se va întâmpla, care e? Pentru că viața e alcătuită din nuanțe. Nu pot să cred că aceste 3 mari partide, da, vor face numai lucruri în detrimentul societății. 0372069599. Emisiunea este și pe Facebook la Europa FM. Vă invit să vă alăturați acum la România în direct. Pornim cu Dan. Salutare, bine ai venit la noi. Vă salut pe dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră. Pot spune că e un coșmar ceea ce se întâmplă acum și cred că e și începutul sfârșitului partidului PNL din viața politică. Cum am mai spus și altă dată, pur și simplu conducătorii
partidului PNL, nu înțeleg că electoratul lor este altfel. Ei au avut o campanie promovată doar pe arătarea răului care este PSD-ul în viața statului român. N-au venit cu cine știe ce mari programe de dezvoltare electorale și au făcut exact ceea ce în campanie au desfințat. Nu vom face niciodată alianță cu PSD, care este un rău, cel mai mare rău pentru țară. Dar au ajuns la acest pas. Ia să vedem, atunci pare că i-ai votat sau ai crezut în ei. Care-i domnule? Nu? Okay. Dar eu sunt de dreapta. Ok. Dar care este... oricum nu mă așteptam. Hai să o lămurim. Care este cel mai mare rău pe care îl poate face această alianță cu PSD? De ce în primul rând au distrus toate speranțele și viitoarele speranțe într-o schimbare în România. Pentru că era singurul partid care putea să coalizeze suficiente forțe de dreapta și să producă o schimbare în România. Nu, ăsta e PNL-ul. Că nu este posibil. Ăsta e PNL-ul, dar eu te rog să mă zici de PSD, adică de ce te sperie? PSD-ul, păi, în primul rând, agenda lor. Deci ei în continuare, de justiția, într-adevăr, au lăsat-o deoparte. Dar să nu uităm că Dragnea ce a făcut împotriva justiției, n-a făcut-o de unul singur. Toți parlamentarii PSD de acum au fost aliniați în spatele lui și l-au susținut. Dragnea n-a avut un pistol la tâmpla fiecăruia, da? L-au susținut. N-au îndrăznit să se ridice împotriva lui. Păi Dragnea era un dictator. Ce le făcea? Iar acum vin să spună că s-au schimbat. Dacă mâine apare un alt Dragnea, nu se va întâmpla la fel. Asta cu justiția, a banului public. Asta cu justiția e o păcăleală. Stai că vin și la bani. Asta cu justiția e o păcăleală. Ambele partide au zis că, domnule, desfințăm SIJ-ul ăla până în martie, dar o înlocuim cu altceva. Deci aici lucrurile s-au tranșat, este fix cum a vrut domnul Dragnea. Da, ca da, iar legislația a rămas aceeași. N-au modificat-o. Da. Problema justiției nu se rezolvă doar cu desfințarea secției speciale. Evident. Sunt multe alte probleme. Dar încă o dată, acolo PSD a inventat o agendă falsă și nu are emoții în a o ține langa cu chestiunea asta. Nu procurorii sunt principala problema a României și nici procurorii care agață politicieni făcând tot felul de matrapazlăcuri, da? Dacă sunt probleme, că unele dosare sunt prost făcute, că e lipsă de profesionalism, că uneori e rea intenție, pot să admit, putem să avem o dezbatere, dar nu falsificați agenda publică. Asta e o problemă. Da, dar au un sânge. Deci asta este meseria lor. Și vin alții care nu înțeleg că ei nu s-au schimbat, da? Doar că abat atenția în stânga și în dreapta. Și au obținut ceea ce era incredibil. Adică, practic, alternanța la putere pur și simplu a dispărut. Au pierdut alegerile, dar vor conduce țara. Da, bine. 7 ani de acum încolo. Ei, îți mulțumesc, Dan. Aici nu știu dacă au pierdut alegerile, că nu prea le-au pierdut. Dimpotrivă, au avut un scor cel mai mare dintre ele. 0372069599. România în direct astăzi despre alianța asta PNL-PSD-UDMR, care e cel mai rău lucru ce se poate întâmpla. Cristian, salutare! Vă salut, domnule Striblea! Ne auzim din nou dintr-un Cluj cenușiu și plumburiu, atât la propriu cât și la figurat, și presupun că toată țara e la fel de plumburie și de cenușie. Ce să vă spun? Cred că cel mai important lucru care era de spus l-a spus colegul care a intervenit primul, cel dinainte. Care? Adică dacă până mai de unăzi, o chiar de unăzi, până cu vreo 2 luni mai exista o licărire de speranță, și speranță este cuvântul cheie aici, de câteva zile bune, de câteva săptămâni și de azi clar încolo, nu mai avem nici măcar speranță. Dar ce vă îngrozește atât de tare? Dar eu am văzut sentimentul ăsta la mulți oameni. Ce vă îngrozește? Sigur, asta vreau să aflu. O să-l mai vedeți. Păi, cred că știți deja răspunsul, dar e normal să puneți întrebarea, că doar suntem la radio și trebuie să povestim și să dezbatem. Mă îngrozește PSD-ul, pe care cred că îl știm cu toții, nici n-are sens să mai rosim cuvinte și timp prețios pentru a-l caracteriza. Că PSD-ul nu este un partid, este un grup infracțional organizat care n-a fost încă recunoscut ca atare de cei îndrituiți să o facă, să fim bineînțeleși. Dar și mai tare, pentru că știți cum e, de mafioți, bun, zici că-s mafioți, știi că-s mafioți, nu ai mari probleme, dar mă îngrozește ușurința, ușurătatea, aș zice mai degrabă, cu care s-a predat PNL-ul.
Asta mă îngrozește și mai tare, trebuie să vă mărturisesc. Asta ține de capacitatea lor profesională, adică așa știu oamenii să... Dar puțin, da, e adevărat, dar capacitatea profesională la un politician implică mai mult decât doar un singur pacient la un medic, care poate să crape sau nu și e un om și îmi pare rău. Dar aici discutăm de o națiune, o țară. E PSD grup cu infracțional, cum ziceți dumneavoastră? Adică eu mă uit acolo, domnul Dâncu, domnul Rafila, știți, oameni... Eu știu, din nou facem dezbatere și e bine că asta, o facem. Asta facem aici, da. Normal și absolut categoric, de aceea și sunăm de fiecare dată. Dar să nu ne lăsăm orbiți. Nu există om onest în PSD, să fim foarte clari. Om onest în PSD? Da, nu cred că există om onest. Nu e generalizarea asta? Nu, și mai explic. Mai explic îndată. Când spun nu există om onest în PSD, nu spun neapărat că e hoț sau că a furat ceva. Dar cum? Nu am spus asta. Am spus că nu există om cu intenție curată acolo, ca să nu tragă o sfoară sau a doua sfoară, sau să tragă foloase pentru gașca lui sau pentru el însuși, așa mai departe. Haideți să fim serioși, că nu ne-am născut nici eu, nici dumneavoastră. Asta nu e valabilă și la PNL, de exemplu? Adică... Știți cum este? Am sperat până acum că procentajul să fie totuși diferit. E valabil la toate partidele, dar diferă concentrația, știți? Diferă diluția. Cel mai puțin valabil este la USR, pentru că ei săraci sunt niște novici, dar sunt cei mai curați. Așa cum sunt ei, cu buvele mari în cap pe care le au, sunt de departe cei mai curați din tot peisajul politic de astăzi. Asta trebuie să fim de acord, sper. Departe de a fi perfect, departe de a fi dezirabil așa cum sunt, dar sunt mult mai curați. Ce ni se oferă în față, domnul Stribla, și cu asta imediat închei, ni se oferă un deja vu. Adică noi nu suntem în fața unei noutăți absolute. Noi îi cunoaștem pe acești oameni. Să vezi nume gen Gabriela Firea, să vezi nume gen Budăi și tot felul de alte personaje din astea absolut și nici nu le mai califică, da, n-are sens. Aici mi-aduc aminte că am avut niște discuții interesante cu domnul Budăi. Da, vă puteți imagina așa. Deci când vezi din astea, domnul Striblea, și când ai avut personaje chiar super capabile în guvernul de până acum două luni, să ne amintim de Drulă și nu numai Drulă. Deci e o cădere catastrofală, este un tros groaznic cu rupere de acoperiș găurit și prăbușit și tot, din care, sincer să fiu, vom ieși printr-un mare val de emigrări care se va adăuga, sigur, absolut. Da, absolut. Cristian, da, trebuie să-ți mulțumesc tare mult pentru mesaj, dar încerc să fac loc cât mai multor oameni. Eu aici v-am mai spus, am un sentiment așa și uneori mă întreb, oare nu cumva acesta este cel mai înalt nivel de bine al României? Puspaiul acesta, mermeleală, cum s-ar zice la mine, la Vaslui asta, aglomerația asta înclisă, mici insule, poate asta e tot ce se poate mai mult. Și poate ei înțeleg cel mai bine sistemul ăsta din România. Poate ei reușesc să-l facă să funcționeze. Primarii ăștia care sunt la sate, în micile orașe, stau și mă gândesc și eu așa, totuși, uite, jumătate din nație nu e vaccinată. Adică, cine să o conducă, nu? Poate oameni care vin de acolo, nu? Cu idei de genul ăsta. Da. Poate și nu neapărat că nu sunt onești, dar văd lumea într-un mod cu totul diferit. Mihai, salutare! Ești la România în direct. Salut, Cătălin! Salut! Ah, ce bine că îmi zici, Cătălin, prea m-a domnit lumea astăzi. Da, da. Ce pot să spun? Uite că după 30 și cât un an, 2, 31 de ani de la Revoluție ne-am întors la FSN. Da. E cam același lucru. Da. Ce am spus acum ultimele tale cuvinte acum de dinainte, mi-a dat așa minima de speranță așa oarecum care ai putea avea, e ca ei așa cum sunt totuși să facă lucrurile cum trebuie, ceea ce e 99%. Nu cum trebuie. Eu zic așa, cât pot, știi? Pe noi ne scoate din minți hoția pe care au manifestat-o anii ăștia. Deci, la momentul
la momentul ăsta de hoție mai să poată să fure de 10 ori mai mult. Ce aș dori măcar să se întâmple în ăștia 3 ani câte au mai rămas până în 2024, să facă ceva infrastructură. Dar nu zic să termine, că deja mi-am luat gândul. Cel mai rău lucru care se poate întâmpla s-a întâmplat. Practic vorbind, timpul care a mai rămas până în 2024, nu mai poți să faci nici autostradă, nici nimic. Se vor certa, se vor, probabil că vom mai avea o schimbare de guvern până în 2024, în afară de cea preconizată de peste un an jumate. Deci rău s-a întâmplat, e făcut. Felicitări domnilor Iohannis, Câțu, Ciolacu, care au mai fost pe acolo, pentru că toți au vrut chestia asta. Rău e făcut, adio dezvoltare. Singura speranță, așa, dacă ce ai spus mai înainte, aș da 1% șanse să se întâmple, mai o speranță de 2%, prin 2028 să avem un alt tip de parlament. Un alt tip de parlament? Hai să spun eu, Mihai, îți mulțumesc tare mult, știi de ce? Nu ne auzeam foarte, foarte bine. O să vă rog să vă căutați acele locații unde putem avea un dialog cât se poate de bine, cât se poate de bun. 2024, cum o să arate parlamentul? Eu zic așa, cu PSD și PNL în frunte acolo, cu USR și AUR crescând, dar nu atât de mult încât să fie capabile să guverneze și, mă rog, la AUR nici nu știu câtă lume își dorește să guverneze, că acolo e foarte greu să faci guvernare când vii doar pe critică și când nu oferi soluții. Să oferi soluții din astea în răspăr. Deci, partidele astea au o șansă foarte mare să rămână pentru foarte mulți ani acolo. Asta e una dintre problemele pentru viitor. Și dacă ele își mențin scorurile, nici nu vor avea de gând să facă un set de reforme necesare, să răspundă unor lucruri noi pentru o generație nouă. Asta e, de fapt, una dintre probleme. Oamenii ăștia se mulțumesc să răspundă doar vechilor generații. Nu au niciun fel de input, cum se spune acum în engleză, pentru temele noi și moderne ale Europei, da? Care sunt cu mediu, chestiuni de genul ăsta, reformă de administrație, digitalizare, astea sunt vorbe la ei. Cosmin, salutare, ești la România în direct. Alo, salut. Se aude? Se aude, da. Da. Uite, eu vreau să fiu scurt și să spun punctul de vedere vis-a-vis de evoluția societății românești. Problema nu e numai partidele, problema sunt oamenii. Cea mai problemă oameni. Ai avut emisiune cu rezidențiat acum câteva zile. Uh-huh. Calitatea umană este cel mai important lucru. Românul nu are, prin construcție, nu știu prin ce, suntem, nu avem o coloană vertebrală, o tărie așa de să luptăm. Tot timpul suntem, și dacă am făcut o jumătate de proiect, după aceea ne lăsăm mai moale și suntem, ne apasă slăbiciunile și încercăm să lăsăm de la noi și să punem frânul, să accelerăm. Dacă nu faci schimbarea asta, poți să aduci liberalii, poți să aduci socialiștii la putere, poți să aduci pe cine vrei, că tot nu faci treabă în țara asta. Uh-huh. Deci calitatea umană, asta și în spitale, și la rezidențiate, și în politică, și la... Te uiți în jurul tău, la o firmă, te uiți la o primărie și apar șchiopătează treaba. La școli, nu mai zic ce nebunie. De asta zic că eu aici, în locul vostru, n-ar mai face nicio emisiune de politică, ar face numai emisiuni de educație și de, aș adresa numai elevilor și studenților. Da, știi că de multe ori mă gândesc când fac emisiuni de politică și de multe ori mă gândesc că oamenii într-un fel sunt agresați și se uită și zic, bă, iar cu ăștia care ne mint, care ne smucesc, ne duc încolo și încoace. Și mi-aș dori să fac numai emisiuni, cum spui tu, care să schimbe România. De-aia am și făcut Deșteptarea României, de asta avem proiectul ăsta imens și greu, care să răspundă. Pe de altă parte însă, nu putem să nu ne uităm și să le spunem celor care ne conduc, ne dorim și altceva. Da, da. Trebuie să ia atitudine, ai dreptate. Dar pe om nu-l mai schimb. După 18 ani, după 25 de ani, greu să mai schimb omul. Și educația se face acasă, la biserică, la școală și de tineri. Și tu o țară ești... săracă, oameni necăjiți, se ocupă puțin de educația copiilor și ies indivizi care din sărăcie, din lipsă de educație, cedează la asta, la, cum îi zice, la tentații, la orice. Care-i eu mănânc numai cartofi viața asta și
o să fiu sigur că poate copiii mei o să o ducă mai bine. Nimeni nu-i dispută să facă asta. Toată lumea zice, băi, hai să trăiesc mai bine, să am concedii să... și la voi, ăștia dimineața, băieții, vorbesc, că au fost în Grecia, că nu știu ce, ce frumos, ce... Da. Televiziunile te nebunesc, publicitatea, societatea de consum, da. Și individul e prins în caruselul ăsta și nu văd cum ridicăm societatea asta. Uite, ungurii, eu sunt din Ardeal, sunt mai patrioți, mai strâng din dinți la ei, polonezii iară, alții nu. Eu nu știu, dacă mâine merge la olandești, la nemți, dacă le pune să o ducă mai greu, nu știu dacă ar accepta din prima. Dar noi români am dat de un pic de bupine, un pic după Revoluție și nu am uitat să punem osul și să... Na, și greu. Eu pe educație m-aș focusa mult. Foarte interesant. Hai, ce să vorbesc? Ce vorbesc degeaba, ce să vorbesc? Pot să fie și la PSD și la PNL. Un ministru bun, o echipă bună și merge în teritoriu și dă, finanțează proiectele și când pornesc proiectele, se duc pe râpă, că încerc să facă șmecherii cine le implementează. V-am mai spus... Sau invers, aia serioși care implementează proiectele și de sus nimeni de finanțare. V-am mai dacă spus... Dacă nu există de la opincă până la vlădică, să cum era expresia aia, seriozitate, da. Și patriotism și real, și nu de stat, deșanțat, nu strigat, patriot. Și seriozitate. Dacă nu există, e greu. Nu vreau să vă țin mult, că poate mai e și alți invitați, dar ăsta a fost un punct de vedere care vreau neapărat să-l spun, să-l audă cât mai multă lume și când merg seara la culcare să se gândească de două ori la copiilor și la ce viață vor pentru țara asta. Schimbarea începe cu noi. El e Cosmin, ne-a sunat din Ardeal. Da, în fiecare zi schimbarea începe cu noi și când vrem niște lucruri trebuie să le cerem și acestor politicieni. Să le spunem în permanență, uite așa se face, dar și doi la mână trebuie să acceptăm ca anumite schimbări se produc cu înainte fiindu-ne greu. Dacă pot să zic așa, se produc cu greutate, se produc cu niște neplăceri. Ori cele două partide pe care le avem în față, PSD și PNL, nu vor să supere pe nimeni în modul în care fac politică. Și câțiva din USR, că am văzut și modul în care acționează unii primari de la USR. Deci fără a supăra pe nimeni în politică nu se poate. Ori PSD a adus la magnitudine de artă chestiunea asta. PSD știe să dea la toată lumea câte puțin, zică, bă, da, v-am dat. Și în timpul ăsta să facă unii dintre ei anumite matrapazlăcuri. Ori așa nu mai merge după 30 de ani, acum împărțim praful de pe tobă. Aurel, salutare, bine ai venit la România în direct. Astăzi întrebam, domnule, care e cel mai rău lucru care se poate întâmpla cu alianța asta dintre PNL și PSD? Înțeles. Cătălin, te salut. În primul rând vreau să te salut pe toți ascultătorii, te felicit pentru emisiune. Vreau să zic un singur lucru față de antevorbitorul meu. Mi s-ar părea normal ca această discuție despre politică să fie o discuție care să ajungă în fiecare casă. Pentru că politica ne interesează pe toți, atâta timp cât mergem să votăm, suntem parte din sistem, suntem parte din toate deciziile care le luăm și este normal să avem puncte de vedere și să înțelegem cum stau lucrurile. Față de ce... Ne auzim bine, da? Că eu sunt pe... Față de ce se discută astăzi, nu văd... Îi văd pe cei de la PSD, sunt apolitici. Deci urmăresc politica românească de vreo 3-4 ani, cred. Mai intens, așa, cât de cât când am timp. Față de PSD pot să spun că sunt puși la zid pentru câteva lucruri pe care anumiți conducători le-au luat. N-ar trebui pusă toată clasa politică din PSD pusă la zid. Și mai e o altă situație. Ce se întâmplă acum este foarte, foarte greu, ținând cont că se trece pentru o pandemie și măsurile care se iau în mare parte în funcție de ce se dictează la nivel european, este greu să vorbești acum de o relansare economică sau de o, nu știu cum să-i spun, nu neapărat relansare economică, despre o gură de aer în plus față de cum eram. Păi cum eram înainte de pandemie și cum suntem acum? Mi se pare că pandemia asta a dezvoltat mult o parte din economie, dacă mă întreb. Mă uitam la mediul online că stă foarte, foarte bine și nu stăteam foarte bine înainte de pandemie. Adică stăteam acolo cu o treaptă de la 1 la 10, da. Undeva până la 7, cred. Ăsta e
Asta e o chestiune în plus. E o noutate în ecuația acestor guvernări, pe care le-am mai avut într-un fel sau altul până acum. Asta deci, va schimba un pic. Ca să nu ne întindem și mă spus să te întrerup, nu trebuie puși la zid. Trebuie urmărită exact agenda pe care și-au propus-o, atât cât vi se permite. Trebuie acordată și încrederea și, bineînțeles, momentul în care se producă acele derapaje, atunci trebuie corectat și nu neapărat ieșit în stradă sau avut un punct de vedere și prin avocatul poporului pe anumite legi și prin noi putem să modificăm orice derapaj al partidelor. Asta cu siguranță se poate face. Iar mai am o singură chestie care să zic și nu te mai țin din emisiune. Vis-a-vis de justiție, am o chestie pe suflet pe care vreau să o spun. Se tot pune accentul pe justiția, trebuie să fie ok, nu trebuie să punem presiune pe ei. Îți dau exemplu de câteva situații, unul și al meu, dar nu vreau să intru în detalii, și la alți cunoscuți, în care justiția n-a fost ok. Și vrei să spun ceva, au rămas lucrurile total în aer. Și crede-mă că dacă acum m-aș întoarce în timp, cu 6-7 ani, unde am trecut într-o situație și n-am avut, crede-mă, unde să mă duc să-mi spun oful. N-am avut unde să mă duc să spun, domnule, acolo nu e așa, am argumente, vin cu probele astea. În situația mea am vreo 2-3 cunoscuți care, crede-mă, dacă le-aș da voie să vorbească, cred că ne-am întins de pe o zi și nu ne-am terminat. Nu sunt de acord nici să se pună o presiune asupra justiției în sensul că dacă luați o decizie, răspundeți cu capul. Dar vreau să existe, că nu sunt deasupra legii nici tânșii. Cu adevărat, au factorul de decizie. Știi cum e? Când legea este făcută pe om, e greu să spui că legea e făcută corect. Dar nu asta. Da, îți mulțumesc tare mult, Aurel. Dar nu asta e chestiunea de bază, căci, vedeți dumneavoastră, sigur, ăsta e tipul de argument și de caz folosit, da, în care, domnule, uite, omul ăla i s-a întâmplat ceva și căuta dreptatea și n-a primit-o. Pentru asta există deja mecanisme în justiția din România pe care doar trebuie să le faci să funcționeze. Dar când spui la nesfârșit că, domnule, procurorii dictează politica economică sau că împiedică diverse lucruri sau că, mă rog, știți tot ce s-a întâmplat în perioada respectivă. Eu la lucruri de genul ăsta mă refer. Faceți acele instituții dinăuntru lor să funcționeze, da? Și încetați să le folosiți politic. George, salutare, ești la România în direct. Astăzi căutăm cel mai rău lucru care se poate întâmpla, dar și cel mai bun, că n-a zis nimeni de bine. Salut, Cătălin, George din Râmnicu Vâlcea, vă salut pe toți. Deci asta a fost decizia, mă gândeam până acum, dar să rămână în România. Deci clar, eu nu mai am ce căuta în țara asta. De ce, domnule? Am 44 de ani și eu și soția câștigăm destul de bine. Din punctul ăsta de vedere n-am nicio problemă. Dar nu poți să mai înduri bătaia de joc și incompetență. Deci unde te duci, dai numai... În tot sistemul public sunt angajați jumate incompetenți. Numai pire, numai... Deci n-ai cum. M-am hotărât fer convins, asta a fost picătura care a umplut paharul. Am mai avut o speranță că, domne, hai că se schimbă. Nu. Noi nu mai avem nicio șansă. Deci, efectiv, nu mai avem absolut nicio șansă să ne facem bine. Eu zic că, totuși, din urmă, vin generații noi, se schimbă gânduri, adică poate până și oamenii ăștia pe care noi îi vedem atât de rău pot învăța ceva. Adică ce, Ciolacu, Grindeanu, nu vi se pare că au capacitatea de a învăța ceva? I-ați văzut că și-au ajustat discursul, că au venit cu prezentări noi, s-au alăturat niște intelectuali acolo la PSD. Mi se pare chiar că PNL-ul a mers mai rău decât PSD-ul a avut întotdeauna oameni super capabili. Super capabili. A fost singurul partid care chiar a avut oameni capabili, care chiar unii dintre ei știau ce vorbesc. Dar nu au fost lăsați să facă absolut niciodată treabă. Uh-huh. Eu am votat PNL-ul de când am drept de vot. Ok. Este ultima oară când voi mai vota așa ceva, pentru niște ambiții personale, să-ți faci joc de o țară întreagă. La cine te referi?
La cine? La Câțu. La domnul Câțu. Deci, mm-hmm. Acolo au fost efectiv niște ambiții personale din niște, cu toate că e vâncean. Am fost chiar, locuiesc chiar vis-a-vis de blocul unde am crescut. Îl mai alergam când era mic. Ia uzi. Păi și nu e scris acum, Florine, ce faci, Florine? Nu ai cum. Nu ai cum. Nu ai cui. Dar credeți că domnul Câțu este marele rău al PNL-ului? Credeți că din cauza lui s-au întâmplat toate astea? O parte din ce se întâmplă este din ambițiile dânsului personale. Mm-hmm. Dar... Sunt fer convins de lucrul acesta. Domnii care mai erau acolo, domnul Boc, domnul Flutur, domnul Rareș Bogdan, doamna Turcan, cine a mai rămas? O întreagă echipă de conducere, oameni care sunt în politică de zeci de ani. Oamenii ăștia unde, când, care... cum au fost, pe unde s-au pierdut ei în toată perioada asta? Sunt ei... oameni care au fost propulsați din spate în politică, sunt foarte mulți, bravo lor. Și sunt oameni care n-au făcut absolut niciodată nimic. Concret. Ei au făcut politică și nici pe aia bine. Și totdeauna au ținut cu niște grupuri de interese și atât. Da. Din păcate atât. Îmi pare rău sau de mesajul tău în sensul că deznădăjduiești în momentul ăsta și pleci din România pentru că... Da, înțeleg. Pentru că nu mai pot să mai suport chestia. Bătaia asta de joc. Efectiv, e bătaie de joc. Știi? De pandemia asta ne-am bătut joc. De rezolvarea ei, încă de pandemie, da. Știi ce m-am gândit eu? De tot. Eu mă gândeam astăzi să vă spun, dar uite, zic dinainte, ca o concluzie a emisiunii, mă gândeam să vă zic așa, în felul următor. Cel mai rău lucru care se întâmplă după această alianță este faptul că Partidul Liberal și președintele Iohannis, dar chiar și PSD, după tot ce a auzit anii ăștia, au capacitatea de a răsturna orice fel de principiu și orice fel de vorbă și a face cu adevărat posibilă chestiunea aia, posibilă în politică, e posibil orice. E ca și cum la un moment dat ați vedea o alianță în Anglia, știu eu, între laburiști și conservatori. Da, e exact chestiunea aia. Și răul este că foarte multă lume se va îndepărta, va spune, ce-i asta, mă? Cum ani de zile ne-ați spus că PSD este cel mai mare rău care s-a pogorât asupra României și deodată ajungeți la concluzia de astăzi a președintelui Iohannis, e bine că se întâmplă chestiunea asta? Dar care-i binele aici? Niciunul. Eu am stat să... Personal, eu încep să-l gândesc cu penseta, adică să spun, băi, e bine pentru că ai acum o coaliție din asta care va răspunde tranșant unor chestiuni legate de pandemie. Oi, și am stat să mă gândesc, bă, dar parcă n-au venit cu un răspuns concret după ce s-au sfătuit domnii Rafila și Tătaru acolo. Parcă n-au venit să zică, domnule, de mâine luăm 27 de măsuri care arată așa și facem și noi ca alții. Păi, așa ești glumă, da. Nici și bere. Da. Nici și bere, mai dăm niște bonuri. Nu explici omului de ce e bine să se vaccineze, să nu moară. Care e bine, le-am stat să mă gândesc. George, mulțumesc tare mult. Sigur că cei mai mulți dintre noi suntem așa, măcar cu sprânceana ridicată. Despre rău îl înțeleg și îl văd. Din ce în ce mai multă lume nu va veni la vot. Din ce în ce mai multă lume o să vă trateze cu spatele. Din ce în ce mai multă lume o să fie dezamăgită de clasa politică și va spune... Este totul o mizerie. Și cum să vii să contraargumentezi așa ceva? Să spui că nu e o mizerie. Ce politician astăzi va veni și să vă așeza pe scaunul din fața mea să vorbească cu voi, să vă spună, stați, domnule, că nu e o mizerie, să vedeți că e o chestiune responsabilă. Cristi, salutare, bine ai venit la România în direct. Salut, Cătălin. Aș începe cu două observații. Prima, îmi ești mult mai simpatic de când ești la Europa FM. Și a doua, emisiunea pe care o faci în locul meu, siguran, este mult, mult mai bună. Domnule, stați un pic, că nu, lucrurile nu merg așa. Oamenii apucă să se cunoască în timp. Să știi că ați forma o părere despre cineva, e un lucru pe care se construiește destul de greu. Adică... Erau doar două mici observații. Da. Acum, ca să încep cu o glumă amară, circulă pe net, când te simți prost,
gândește că unii au votat cu PNL ca să scape de PSD. Da. Ghinion. N-am niciun fel de ghinion. N-am niciun fel de așteptări de la alianța asta împotriva naturii, a spus un care și în 2012 a fost tot împotriva naturii. Partea bună care o să se întâmple, o să se întâmple că probabil o să piară PNL-ul. O să piară PNL-ul ca partid? Da, adică o să ajung undeva la 7-8-9%. Uh-huh. Așa mă gândesc eu. Și după alianța. Cine umple spațiul ăla? Păi, din păcate, o să ia și AUR, din păcate, și din fericire poate o să ia USR-ul. Uh-huh. Pentru că trebuie să-l umple cineva. Alianța asta de dreapta, dacă PNL-ul ar fi dorit, într-adevăr, să devină un partid puternic, putea să o facă la alegerile locale. Când puteau să pună primari împreună cu USR-ul și cu PMP-ul și să câștige alegerile locale. Și dacă aveau alegerile locale câștigate, probabil că altfel era situația ulterior. Eu văd întâmplarea asta cu USR-ul. N-au putut să fure cu USR-ul și ce au zis? Hai să furăm cu PSD-ul, că am mai furat, sunt și pricepuți. E și asta o variantă, nu-i exclud. Nu-i exclud nici asta, nu? Mie, în continuare, eu caut sens la toată treaba asta. Sigur că cea mai probabilă variantă este că au scăpat lucrurile de sub control, președintele și Câțu, că n-au avut un plan și că pas cu pas au fost aduși în această situație. Dar ce era așa rușinos să te întorci la USR fără Cățu, cum ai făcut și acum? Te întorceai cu Ciucă la USR și făceai guvern. Aici au fost ambițiile domnului Iohannis, pe care l-am votat de două ori și îmi pare rău că l-am votat. Pentru că dacă Iohannis era într-adevăr un tip integru și un tip care își îndeplinea rolul care l-are acolo de mediator, ar fi luat o hotărâre de genul ăsta. Pentru că Cioloș este un tip cerebral. Din tot ce l-am văzut, din toate discursurile, nu mi s-a părut niciodată nici când a fost atacat cu pietre, că a răspuns cu aceeași monedă. Iar, ca să închei, cel mai prost lucru care ni se poate întâmpla e ca ăștia să ia 3 miliarde de euro avansul de la PNRR și să nu mai ia nimic după aia, că le ajung 3 miliarde ca să-i prăduiască. Mulțumesc tare mult, da. Nu, cu banii cred că se va rezolva. Ciprian, salutare! Hai că avem timp, uite că avem timp înaintea declarațiilor președintelui. Chiar mă bucur că pot să zici. Te ascultăm. Ce onoare să vorbesc înaintea președintelui. Mă auzi? Da. Eu o să spun lucrurile pe care eu le văd bune. Te rog. Unul la mână. Eu sunt... nu vreau să fiu înțeles greșit, dar consider că a nu ține ouăle într-un singur coș e un lucru bun și de asta sunt adeptul coalițiilor de guvernare sau alianțelor de guvernare, pentru că ei se ceartă la un moment dat și până la urmă se arată cu degetul unul pe altul și noi putem să vedem anumite lucruri care altfel nu le-am vedea. Okay. Al doilea lucru bun, consider că cineva acolo sus le-a gândit foarte bine și la cum este societatea în momentul de față, ai nevoie să coalizezi puțin. Și la ce mă refer? Este cunoscut faptul că partidele politice influențează anumite surse de informare, să le zicem așa. În momentul în care ai adus pe toți la aceeași masă, nu o să mai auzim, cel puțin pentru o scurtă perioadă de timp, PSD-ul spunând de rău despre PNL și PNL-ul despre PSD. Acum va fi o problemă pentru ei, că mare parte politica la noi se bazează pe a arăta rău celuilalt. Când ești împreună acolo, e mai greu să o faci. Al treilea lucru bun, eu cred că până la urmă, în momentul de față, noi ca societate putem să vedem care este adevărul, că tot timpul se discuta că PSD sau PNL sunt același lucru, că undeva în cotloanele Parlamentului ei decid lucrurile, acum au ieșit la suprafață. Asta este realitatea noastră politică. Și pe de altă parte, dacă ne uităm la PNL și asumăm că a pierdut, nu știu, 10 puncte procentuale din total votanți și toate lucrurile astea, dacă îi punem lângă PSD, până acum, până în momentul de față, avem 50% de reprezentare parlamentară. În momentul de față. Că asta este realitatea. Și ce face PSD-ul în momentul de față și PNL-ul pe de altă parte, care, ok, tot acolo este, adică filonul ăla conservator al lor, este că oferă oamenilor ceea ce își doresc. Adică
Vorbim de pensii, vorbim de treaba asta, suntem unii care ne uităm și la alte lucruri, dar mare majoritatea oamenilor se gândesc la alocație, la pensie, adică... Corect observație. Ceea ce vor. Mulțumesc tare mult. O să luăm publicitate într-un minut și jumătate, ne întoarcem cu ediție specială. Vă mulțumesc pentru contribuția astăzi. O să ne auzim cu Alicia Cobescu și Cristian Tudor Popescu și mai avem câteva minute de concluzie.